Però la problema di matematica la algebra. Passa a volta. Passa a volta, stiamo dentro la classe. E stiamo dentro la classe. Passa a volta. Așa dați prieteni care sunt și știu asta. Să-și deschide caietelul și să-i invităm la lecție, da? Da. Te rog, Adriana. Să ne aducem aminte, domnul profesor, un pic despre partea întreagă și partea fracțională a unui număr real. Așa. Deci orice număr real, oricare fi număr real x, x este egal cu partea sa întreagă, da. Adică ce e în fața virgulei, asta trebuie înțeles, da? Ce este în fața virgulei, și plus partea fracțională, care se numește așa. Da? Partea întreagă și partea fracțională. Concret, ca să vedem, dacă x ar fi egal cu 2,35, atunci înseamnă că partea întreagă a lui x, se exige. Partea întreagă a lui x. Poți să vedeți bine? Partea doi, nu? E tot sigur că e în partea dinaintea virgulei, da? 2. Egal cu 2. Iar partea fracțională a lui x este egal cu 0,35. Da? 0,35. Deci, tot ce este dincolo de 10 mari. Dincolo de virgulă. Remarcăm că partea fracțională sau un număr este cuprinsă între 0, poate fi și 0, și până 1, maxim 1. Deci nu poate fi mai mult de 1, atunci devine un întreg și s-a dat un întreg din față. Deci în acoloadă este odată partea fracțională. Deci partea fracțională. Fracțională. Da. Partea fracțională și aici partea întreagă. Și acum să discutăm despre, sau să explicăm și lui... Nu este explicat și pentru el. Deschide că aici vă ales. Deci, orice număr real, da, orice număr real are o parte întreagă și alta fracțională. Partea întreagă este tot ce este în stânga virgulei, iar partea fracțională este tot ce este dincolo de virgulă. Deci partea întreagă se învățează cu paranteze dreapte, da, paranteze, da, între paranteze dreapte, pătrate. Și deci partea fracțională, partea întreagă este 2 aici, iar partea fracțională este 0,35. Mai luăm un exemplu. Dacă x egal cu 0,53. Ia să vedem. Minus 1,53. Cât e? Minus 2. Partea întreagă. Partea fracționare? 0,53. Nu. Minus 2. Atenție. Spune egal mai departe. Ia uitați cum fac. Minus 1,53, care, hai să scriu, să scriu descompus, înseamnă minus 1, da? Minus 1, minus 0,53. Asta înseamnă minus 1,53. Este minus 1, minus 0,53. Dar cum partea fracțională întotdeauna între 0 și 1, totdeauna între 0 și 1, nu-mi place negativ. Nu poți să gândești negativ. Parte fracțională negativă. De aceea atunem și scădem un 1. Deci vă spun egal mai departe cu minus 1, minus 1, plus 1, minus 0,53. Și iată cum de partea întreagă devine minus 1 și minus 1 face minus 2. Da? Egal cu minus 2. Și din 1 scădem pe 0,53, care înseamnă plus 0,47.
0,47. Și atunci partea întreagă după aranjarea asta, partea întreagă a lui x, a lui minus 1,53x, da, este egală cu... Cu cine copii? Cu minus 2. Minus 2 copii. Iar partea fracțională a lui minus 1,53 este... 0,47. Deci atenție multă la negative, trebuie să avem scădem un 1, adică, practic, se micșorează partea întreagă, vine minus cu o unitate mai stângă, dar dacă e minus 7, va veni minus 8. Iar partea fracțională înseamnă completarea de până la un întreg. Am scăzut din un întreg pe 0,53, înseamnă 0,47. Iar partea fracțională este un număr totdeauna pozitiv. Asta e esențial, între 0 și 1. Totdeauna între 0 și 1. Mai luăm un exemplu. Partea întreagă, nu, x egal cu, azi, x egal cu minus 9,15 și spunem că partea întreagă a lui x este egal cu minus 9 partea întreagă. Da, este? Minus 9. Pe uite cum am făcut mai înainte. Uite, deci minus 2, acolo. Deci minus 2, da. Păi, pe minus 1, da. 1,53, l-am scris ca minus 1, minus 0,53, da? Asta ți-am minus 1,53. Am adunat și am scăzut un 1. Am adunat un 1 și am scăzut un 1. Și minus 1 cu minus 1, dar de ce am adunat eu 1 acela? Ca să pot scădea pe partea, pe minus 0,53. Să rămână un număr pozitiv. Să rămână un număr pozitiv, că eu am zis, am precizat partea sa, partea fracțională, totdeauna este un număr pozitiv. Da. Deci, de aceea am ajuns la minus 2. Deci, ceea ce era minus 1,53 este scris ca altcumva, ca minus 2 plus 0,47. Și acum partea întreagă este minus 2, iar partea fracțională este 0,47. Acum, minus 10. Minus 10, sigur, va veni minus 10. Nu mai explic de ce, este repetiția de acolo. Iar partea fracțională a lui x este 0,15. Păi, dar din 1 scădem 0,53. Cum scădem din 1 pe 0,53? Îi vine 1,00. Hai, dați amintimă. E așa. 1,00 minus 0,53. Se așează, virgulă sub 10, și acum rămâne. 3 din 10, 7. Eu n-am mai făcut chestia asta, dar am zis că poate ați înțeles. Deci 3 din 10, 7, 5 din 9, 4. Vezi? De ce venea 0,47? Aici cât ar fi? Ca și cum din 100 îl scădem pe 15. Din 1,00. Și de 0,85. 0,85. Deci egal cu 0,85. Mai vom încă unul, că încă mai e lăsat impresia că știi. Adem, tu răspunde acum. X egal cu minus 23,27 și spuneți, partea întreagă. Partea întreagă este minus 2, partea foarte fracționară. Cât e ales partea fracționară? Din 1 a scăzut pe 0,7. Din 1,00 scădem pe 0,27. Eu știu că la scădere, de-aia s-a mărit din minus 27 a făcut prin minus 24, ne-am pus la dispoziție plus 1 și din 1 a scăzut pe 0,27 și ne dă, ai spus? 0,73. 0,73.
Alex, acum tu. X egal cu minus 29,17. Partea întreagă este cât? Minus 30. Minus 30. Iar partea fracțională a lui X egal cu... Da, 0,83. Să sperăm că s-a înțeles. Sper că au înțeles și prietenii noștri, toți cei care ne localez. Așa că vom continua. Proprietățile, domnul profesor. Nu? Un pic. Mai vreau să mai insist. Din momentul în care am înțeles asta, veți vedea spectaculos. Asta vreau să insist pe ea. Că partea fracțională este un număr cuprins între 0 și 1. Da? Partea fracțională este un număr, spune din nou, partea fracțională este cuprinsă între 0 și respectiv 1. Dar 0 strict, la 1 strict deschis, da? Negativ strictele și cu posibilitate egală. Cât poate să întrebe? Cât e partea fracțională lui 2? Partea fracțională lui 2? 0. 0, sigur că da. Că nu avem după virgulă. După... Cât am zis partea fracțională, cât e x egal cu 2, da? Azi chiar așa știu. Partea fracțională lui 2, adică, este egal cu 0. Că n-am după... Virgulă n-am nimic. N-am nimic după virgulă. 0 este după virgulă, dar nu s-a... Deci partea întreagă a unui... partea fracțională a unui număr întreg este întotdeauna 0. Partea fracțională, da? A unui număr întreg, a lui x cu virgulă x aparține lui z, adică număr întreg, totdeauna e egală partea asta fracțională cu 0. Că nu am virgulă, la număr întreg, nu am dincolo de virgulă. De acord, da? Bun. Și acum, hai să adunăm în ambii membri aici o parte a întreaga lui X. În ambii membri, să adunăm partea întreaga lui X. Și în stânga, și la mijloc, și în dreapta. E dublă inegalitate. La da? Cine vorbești? Miruna, tu? Miruna, tu. Deci, oare? Partea întreaga lui X. Da. Mai trebuie să egal cu partea fracțională lui X plus partea întreagă a lui X. Partea întreagă lui X plus partea fracțională a lui X, nu? Da. Asta e la un loc. Da. Și mai mic decât mai mic strict decât partea întreagă a lui X. Plus partea X. Plus, da? Da. Bravo. Am adunat partea întreagă. Nu am luat un plus X? Da, mi-e un plus X. Sigur că da, da, o să insist încă o dată. Deci am adunat partea întreagă a lui X peste tot. Și la 0, și aici, și la partea, și la... Deci partea întreagă a lui X plus 1, da. Așa. Ei, dar aici cine este? Numărul 3. Numărul real, nu este 3. Este X-ul. X-ul, numărul real. Da, deci pentru că partea X-ul e ca cu partea asta întreagă plus partea fracționare. Deci aici poți să spun X-ul, da? Și iată inegalitate foarte tare, foarte tare, interesantă. Partea întreagă a lui X e mai mic egal decât X și mai mic strict decât partea întreagă a lui X plus 1. Așa asta este o inegalitate foarte des folosită în exerciții. Dar o dublă inegalitate foarte des folosită în exerciții. Deci, vedeți că X-ul se plasează între partea sa întreagă și partea întreagă mărită cu o unitate. Foarte interesant. Nu? X-ul totdeauna se plasează între partea sa întreagă și partea întreagă mărită cu 1, dar cu strictă inegalitate. Și acum dacă le arătăm pe axă un număr? Sigur că da, dacă le arătăm... Chiar vom să-i rezolvă și în domnul. Aia, aici este 0, 1, 2, 3, 2,3 și... Uitați, l-aveți în față scris de aceea, mamă.
legat. 2,35, pe aici undeva. Nu-i prea jumătate, nu-i 2,5. Nu. Mai mic. Acum. Aici este 2,35. Adevărat. El este cuprins între 2. Partea asta întreagă. Și partea asta întreagă plus 1. Între 2 și 3. Corect. Da? Deci este corect. Foarte clar chestia asta. La ce ne va ajuta acest lucru, o să vedeți odată când rezolvăm ecuații cu partea întreagă. Deci, foarte frumoasă. Să fac acum un exercițiu de ăsta, ca să vedeți concret sau lăsăm mai târziu? Lăsăm mai târziu? Bine. Deci, prezint asta. O să fie de tablă. Da, o să fie de tablă. S-ar putea să găsim chiar de patrus. Să vedem acum ce vezi la proprietăți, la referințele în revistă. Și pe aceea nu poate să găsim exact chestia. Dacă nu, poți să... Dacă nu, poate să... Poate să găsim. Poate să găsim. Să discutăm repede despre proprietăți. Ale părții întregi a unui număr real. Părți. Ale părții. Întregi. A unui număr real. A unui... Prima proprietate e asta, domn profesor, de care l-a spus. Da? Bun. Deci prima proprietate. Bun. Partea întreaga lui. Este mai mică egal de X. Este mai mică egal de X. Mai mică este mică partea întreaga plus 1. Oricare ar fi X aparține lui el. Sigur. Indiferent ce X real ne oprim. Deci asta e demonstrat, că nici nu mai insist la ea, da? O proprietate. 2. Partea întreaga lui x este egală cu x dacă și numai dacă x aparține lui z. Corect. Am și mai am zis treaba de dreapte. Păi dacă e numărul 3? 3, numai de decimale. Și atunci partea sa întreagă este chiar numărul sine. Corect. Deci partea întreaga lui x este egală cu x dacă x ăsta e număr în 3. Mare atenție. 3. 2. 1, 2, 3. Partea întreagă a lui x plus k este egală cu partea întreagă a lui x plus k, plus k în afară. În afară. Oricare ar fi x aparține lui el. Indiferent ce x real avem da. Și k. Oricare ar fi k aparține lui z. Să le explicăm un pic, domnul. Da, dar insistăm de asta. Deci, să mergem cu un exemplu. Exact. Uitați, să vă zicem pe x egal cu 2x egal cu ăsta care l-a avut în față, 2,35. Partea asta întreagă, partea întreagă lui x, este 2, da? Mă știți copii. Da, deci vreau să punctăm modelul. Partea întreagă lui x egal cu 2. Hai să-i adunăm lui x un număr întreg, 7. Care vezi neapărat 1? Deci un număr care vrem... Putem să-i punem și nemăsură, domn profesor? Și orice număr putem avea, da? Deci, mai să fie din 0, da? Da, din 0, așa ne spune. Dar aș vrea un negativ, dacă vreți. Dați mă un negativ, să înțelegem bine. Și așa, și așa, da? Deci, ce facem? Adunăm. Deci, x-ul este egal, după cum vedem noi, cu 2 întregi, da, 2, plus 0,35. Da? De 0,35. Nu degeaba desfășoară. Să vedem aici. Să adunăm în ambii 7, plus 7. Atunci, rezultă că aici... Cine vorbește? Ziceți copii. Hai, hai. Că x plus 7... x plus 7... egal cu 2 plus 7... 2 plus 7 plus 0,35. Adică egal cu 9... x plus 7, nu așa bine? Da, deci, x plus 7 egal cu 9, 9 plus 0,35. E, și acum să zicem, partea întreagă a lui x plus 7, partea întreagă a lui x plus 7, 9 plus 0,35. Este 9. 9. Partea întreagă e doar 9. 9. Deci egal cu 9. Și este compusă din 2 plus 7. Adică 2, ce reprezintă 2? Partea întreagă lui x. Da.
Da? Deci calculația întreaga lui X și plus 7 dacă s-a întâmplat. Care era cauza, de fapt? În cazul nostru este vorba de cap. A zis eu 7, dar putea spune și 77 sau orice alt număr. Deocamdată am luat un exemplu cu număr pozitiv, da? Hai să vedem cu număr negativ. X-ul e egal tot cu 2,35. 35. 35, da. Și am zis că să mergem cu variant. Cât e partea asta întreagă? Alex, partea întreagă a lui. În cazul de față. E pozitiv. Alex, 2. Așa. Deci partea întreagă e egal cu 2. Și acum, haideți să facem, să adăugăm lui X-ul ăsta. Ca o să fie... Minus 5. Minus 5. Sau ceva, da. Sau ziceți voi, copii. Haideți, să minus 5. Și altfel zicem. X plus minus 5. Zic așa ca să vedeți proprietatea, zicem, da? Este egal cu... X plus minus 5 este egal cu... Cine este X-ul? 2, adică 2, plus 0, 35, minus 5. Și egal cu 2 minus 5 este... Alex, știi? 2 minus 5? 2 minus 5 egal cu... 0,3. 2 minus 5. Cât? 0,3. Cum ai zis? Din 2 scădem pe... 5. Da. Cât? Semnul algebră în clasa a 3. Cât? 3 și semnul? Semnul? 5, cu 5 mai mare. Ce semn are în față? 0. Minus. Minus, da. Minus 3. Minus 3. Mai ales, minus 3. Apoi, nu le luă așa. Nu m-am venit așa seară. Așa să scuze că ce-o acos tu este o... chestiune care trebuie să dispară. Deci, eu insist, sunt lucruri, am avut de-a lungul carierii mele experiența asta. Oamenii care nu-și recunosc răbiciunile și nu vor să apuce să muncească, și toți spunem, mă, mi-e rău, nu știu ce, nu știu cum, astea sunt lucruri care nu sunt corecte. Da, Alex, dar nu trebuie să scrie rușine, ce-a adus profesor din care școală. Asta am făcut de fiecare dată. Da. Le-am invitat pe oamenii, copiii, cei care aveau greutăți, să fie corecți cu ei. Exact. Nu știu să nu mai știu, asta este. Să ne învățăm ce trebuie să facem ca să ne putem pune la punct și să putem lucra. E 2 minus 5, minus 3, pentru că 5 e mai mare, el se scade, se pune semnul și mai mare. Deci face minus 3. Plus 0,35. Hei, dar partea decimală e pozitivă, sunt fericit. Deci nu am nevoie să mă adun să scap unul. Și atunci zic, partea întreagă a lui X minus 5, cazul nostru. Nu punem plus minus 5, punem așa, domnul profesor. Putem pune deodată. Putem să punem deodată. Hai să facem plus minus, ca să înțeleagă și mai bine. Adică de data asta am adunat un număr și tocmai îți spun că nu are importanță. Asta voi face. Deci putem să punem deodată minus 5? Sigur că da. Așa. Sigur că da. Deci este egal cu... cu... partea întreaga lui X, care este... Deci e partea întreaga lui X, care este 2. 2. Da. Ai înțeles, Miruna? Deci partea întreaga lui X, care e 2. E minus 3 rezultatul care l-a dat 9. Păi acolo se va ajunge. Este ca minus 3 din mine era. Să l-a spus. Da. Dar minus 3-ul ăsta înseamnă, de fapt, 2 minus 5. Ai înțeles, Miruna? Deci, minus 3, care îl vedem aici, dacă, dacă X plus adunat cu minus 5 este minus 3 plus 0,35, atunci partea asta întreagă e minus 3. Da, dar eu am zis că spune o proprietate de acolo, rețeta. Tocmai cum ajung. Da. Egal cu minus 3, iar acest minus 3 este 2 minus 5. Adică partea lui întreagă. Asta e, partea întreagă a lui 2, partea întreagă a lui X, cum am notat noi pe X, da? Partea întreagă a lui X. Da? Partea întreagă a lui X. Și minus 5. Minus 5 pe partea. Deci partea întreagă a lui X.
Minus 5. Minus 5, egal cu partea întreagă a lui X, minus 5 la pară. În concluzie, proprietatea asta este adevărată tot timpul, fiindcă, în condițiile acestea, partea fracționară nu este modificată prin adunarea unui număr întreg. Deci, prin adunarea unui număr întreg, partea fracționară, ea e pozitivă și nu este afectată. Cine este afectat? La partea întreagă. Corect. Da? Și atunci, ca și cum ar fi lucrat în părțile întregi. Deci, partea întreagă este în față. Și mai avem proprietatea numărul 4. 4, da. Partea întreagă a lui X plus partea întreagă a lui Y mai mică egal decât partea întreagă a lui X plus Y mai mică egal decât partea întreagă a lui X plus partea întreagă a lui Y plus 1. Oricare ar fi X, Y aparținându-i el. Deci, partea întreagă a sumei a două numere, suma a două numere, partea sa întreagă, e cuprinsă între suma părților întregi, suma părților întregi, da? Suma părților întregi și suma părților întregi plus 1. Tot mai mică e ca. Unde? Ai dat mare, acolo, da. La mai mică ca. Da. Așa, da. E bine. Să vedem concret cum stau. Concret. Mai insistăm o dată. Minorantul, minorantul de cel mai mic dintre cele trei numere. Minorantul este suma părților întregi. Iar majorantul, cel mai mare dintre ele, este suma părților întregi plus 1. Plus 1. Da? Deci se poate modifica la adunare din suma părților întregi, putem găsi din suma respectivă, putem găsi majorarea se face cu plus 1. Să vedem. Hai să luăm x egal, uitați-vă de exemplu. Diceți, 3,2. 3,2. Y egal cu? 5,5. Partea întreagă a lui x, adică ce este? 3. Partea întreagă a lui x egal cu 3. Analiz, partea întreagă a lui y, 5. Egal cu 5. Da? Partea întreagă a lui x egal cu 3, partea întreagă a lui y egal cu 5. Să facem acum suma x plus y. La adunare, x plus y este egal cu 8,7. Partea întreagă a lui, partea întreagă a sumei, partea întreagă a lui x plus y, este egal cu 8. Da? Și acum, conform proprietății este să încercăm să o surprindem. Partea întreagă a lui x plus, partea întreagă a lui y, adică 3. Ce înseamnă? 3 plus 5. Da? Deci partea întreagă a lui x, scrieți așa, partea întreagă a lui x plus partea întreagă a lui y, și de sus puneți 3 plus 5, e mai mic egal decât partea întreagă a lui x plus y, o simt proprietatea de sub, deasupra, și de sus puneți 8, nu? 8. Da. Și mai mic egal decât partea întreagă a lui x plus partea întreagă a lui y și plus 1. Adică mai mic decât... No, mai mic egal. Mai mic egal. Cazul nostru este strict mai mic. Da. Da. 8 mai mic decât... Aici e și egal. Corect. 3 și plus 5 face. Cazul nostru. Da. Deci, în cazul nostru, inegalitatea din partea dreaptă e cu... Da, mai mic. Strict tențe, da? Dar strict mai mic, fără egal.
Vezi, concret. Cu 8 nu e egal cu 9. Așa. Acum să luăm o situație când se facă și egal aici. Corect. Am să le iau așa, x egal cu 3,7, iar y egal cu 2,3. Partea întreagă a lui x egal cu 3. Partea întreagă a lui y egal cu 2, da? Partea întreagă a lui x plus y. Cât este x plus y la adunare? Face 5 cu 1? 6. Deci, egal cu cât aici? 6. Și atunci, egalitatea devine asta care știm să o spunem. Partea întreagă a lui x care este 3 plus partea întreagă a lui y care este 2. Mai mic e egal. Adică ați fost y egal cu 2,3 și partea întreagă a lui x egal cu 2. Păi da, nu, al lui Y, da. S-a întâmplat aici, poate nu am dat-o mai fericit aici. Nu, nu, l-a dat bine, domnule. Partea întreagă lui X. Aici. Aici, Y. A, Y, Y. A, așa. Bun. Și partea întreagă a lui X plus Y. Da. A lui X plus Y e 6, nu? 6, corect. 6, care e mai mic decât... E egal, acum. Mai mic egal decât partea întreagă a lui x care era 3, da, plus partea întreaga lui y care era 2, plus 1, adică decât 6. Decât 6. Deci asta aici e egalitate. Corect. Și acolo vei avea mai mic, nu și... Și aici rămâne strict mai mic. Da? Deci, mai mic egal înseamnă că sunt șanse într-o parte să fie egal, cealaltă să fie... Noi pătărâm în urma calculului. Exact, se vedea acolo. Da. Dar eu spun din marja în care e de acasă. Da? Poate să fie și. Deci dacă în loc pe x și 3,99, 3,99, partea întreagă e tot 3. Și pe Y, că în loc 2,99, partea întreagă e tot 2. Iar 99 adunat, fac un întreg. Un întreg și? Și. Dar prin, punându-l în numai partea întreagă, numai unul câștigă. Unul acela se adună și de ce se mărește cu unul? Atât. Da? Da? Și ăsta este motivul. Că la sumă, suma două părți fracționare, suma două părți fracționare, nu face niciodată doi. Suma două părți fracționare, totdeauna strâng mai mic decât... suma două părți fracționare nu face doi niciodată. Unul și ceva, 1,9999, să zicem, nu? Și dacă e partea întreagă acolo, numai bun, nu poți să iei. Din cauza asta, suma părților fracționare, nu face 2, ca să mărești cu 2. Aici și numai cu 1. Deci astea sunt proprietățile forții întregi ale unui număr real. Acum să trecem la proprietățile ale forții fracționale ale unui număr real. Exact, exact. Mai insist o dată. Deci x-ul cuprins între partea sa întreagă și partea întreagă, de o distanță de 1. X-ul cuprins, da? Și tu vă imaginați. X-ul cuprins într-o distanță de 1. Poate să fie chiar aici, la margine. Poate să fie și în capătul celălalt. Poate să fie și în capătul ăsta altul dacă îl atingem pe ăsta. Dacă nu, vinem de la 2 până la 2,99,99, cât se vreți, 10 mari acolo, o infinitate, fără să atingem pe 3 și tot rămâne, tot timpul rămâne 2. Bun. Acum. Trecem la proprietățile părții fracționare, da? Așa. Aici. Atâta. Vreau să fac o paralelă între asta și asta. Știu aici. Da. Deci proprietățile, proprietățile părții fracționale. Așa și scrie. Proprietățile părții fracționale. Deci să ne repetăm. Partea întreaga lui X, partea întreaga lui număr întreg este numărul întreg. N-ar dă să-i pun în pară, așa înțeleg eu ca a doua. A treia, dacă adun partea întreagă la x, adun un număr întreg, rămâne numai cu x partea întreagă pentru că caua întregul acela nu are nicio influență, da, ca și până acum la sfârșit. Iar asta este, iarăși, partea sumei, partea întreagă a sumei, da, este cuprinsă între suma părților întregi
Suma părților plus 1. Da? Deci, practic, partea întreaga a sumei se întinde de la suma părților întregi până la mărită cu o unitate a sumei, cu suma părților întregi. Te rog. Și acum scrie proprietăți ale părții fracționare. Ale lui spune să nu împarandeze. Ale? Lui X în paranteze, e înapolate, ca să nu se vă încapă. Ale? Părții fracționare, pe așa se vă a unui număr real. Da, cu X număr real. Da, ca să încapă. 1. 0 este mai mic, egal... Totdeauna partea fracționare este un număr cuprinzând între 0 și 1. 0 poate să fie... mai mic, egal, deci, de partea fracționară. Cu asta trebuie început, deci partea fracționară a lui X. Este cuprinsă între 0, adică poate să fie și 0. Da? Și mai mic strict decât 1. Asta, asta, acest lucru trebuie să-l aveți definit în minte. Oricare ar fi X aparține în piață. Sigur. Insta nu mai ce X ne oprime. 2. 2. Partea fracționară a lui X este egală cu X, dacă și numai dacă, partea fracțională lui X este egală cu X. Dacă și numai dacă. X e sub unitate. X este mai mare egal decât 0 și mai mic decât 1. Cuprins între 0 și 1. Corect. Deci cuprins între 0 și 1. Chiar egal cu 0, nu? Chiar egal cu 0. Așa. Partea întreagă cu la lui 0 pe 15 e... Cine partea întreagă la lui 0 pe 15? 0. Așa, fără emoții. Partea întreagă a lui 0, dar partea fracționară, când vezi partea fracționară, fără emoții. Ați întrebat partea întreagă. 15. Cât? 15. Noi vorbim de 0,15. Spunem 15. Că 15 este un număr întreg. 0,15. Da? Deci insist pe asta. Partea fracționară a unui număr subunitar este numărul respectiv, subunitar. Da? Partea, ca să înțelegi, partea fracțională a cui? Partea fracțională. Partea fracțională a lui 0,7 este? Este 0. Partea fracțională e 0,7. Partea fracțională a lui... Adică o să spun partea fracțională a lui... minus 0,3. Alu minus 0,3? E minus 0,3. Nu. Partea fracțională e minus 0,3. Că zic, partea fracțională a unui număr real nu-i bine. Că așa este minus 0,3. Ai, minus 0,7. Este? Este 0,7. Cu partea asta întreagă cât este? Dar partea întreagă asta. Dacă aș vrea. Partea întreagă cât este? Partea întreagă. Minus 1. Minus 1. Minus 1. Pentru că mai minus 1 plus 0,3 dă minus 0,3. Da. Deci partea întreagă la minus 0,3 este egală cu 0,7, iar partea întreagă a lui minus 0,3, partea întreagă a lui minus 0,3, este minus 1. Minus 1, da? Minus 1, vorbim mai devreme. Hai să mai continuăm. 3. Eu aș fi vrut să întreb un profesor când partea fracțională este egală cu 0. Când partea fracțională? A cui? A cărui X? Când X e? Când X e? Număr? De care? Ca să fie 0. Negativ. Aparține lui? Lui Z. La gândiță. Lui Z, bravo! Gândiță. Există trei număr între din 0 cu partea fracționară, nu? Tocmai te-am discutat. A, da, da. Deci când partea fracțională este 0, când X este număr? Asta e la a treia proprietate. Da. Deci a treia proprietate, partea întreagă, partea fracțională a lui X egal cu 0,
dacă se numai, dacă X aparține lui 0, da? Și 4. Partea fracțională a lui X plus K. X plus K. Ce este egală cu partea fracțională a lui X? Oricare ar fi X aparține lui R și K lui 0. Deci egal cu partea fracțională, așa? Oricare ar fi X real. Da. Și K din 0. Și K. Sigur, K aparține de M. Este adevărată și asta. Ia să vedem dacă e adevărată, copil. Luăm un exemplu, dați-mi voi un exemplu. X să fie... Pentru 4. Nu. Pentru că 2 de 35. De un X real. 2 de 35. 2 de 35. Deci X egal cu 2 de 35. K egal cu... Dați un K. 5. Și atunci, rezultă că X plus K este egal cu... Partea fracțională, profesor, sau... Nu, facem X facem plus K. 7. Facem 7,35. Și acum, partea fracțională a lui X plus K, cât este? 7. Măi, partea fracțională. 0,35. Partea fracțională a lui X. Asta e partea fracțională a lui X, adică asta nu s-a modificat. O să adun tu picinii pe acolo. Partea fracțională 0,35 nu s-a adun dacă e unul număr între ei. E la X, la început. Deci partea întreagă lui X plus K egal cu partea întreagă lui X, atât pe un model concret. Pentru că nu se modifică deloc partea fracțională. Astea sunt toate. Da. Proprietății. Deci, vedeți, avem 4 la aici și partea din partea cealaltă. Ele sunt ușor de văzut. Hai să facem printr-o analogie. Rămâne clar pentru toată că partea fracționară a unui număr e de la 0 până la 1, dar nu atinge pe 1, pe 0, da. Partea fracțională. Și de la asta se obține asta de aici. Că ați văzut cum am adunat în ambii membri acolo partea întreagă a lui X și s-a obținut partea. Deci din asta s-a obținut asta de aici. Că am adunat în ambii membri a egalității partea întreagă. Și partea întreagă aici plus în interior vine partea întreagă plus partea fracțională care dă pe X. Mai mic decât 1 plus partea întreagă. Deci, de bază este asta și s-a obținut asta de aici. Apoi, că partea fracțională face egal chiar cu X, partea fracțională egal cu X, când X între 0 și 1, tocmai ce am spus mai înainte. Da? Deci partea fracțională este chiar numărul respectiv dacă X-ul este între 0 și 1. Iar aici, iată prin analogie, partea întreagă a lui X egal cu X, dacă X este 0, 3. Da? 3. Pe urmă, 3. Partea fracțională e 0. 0. Dacă X este 3, adică n-am zecimale. Corect. Dar partea întreagă a lui X plus K, adică asta de aici, când adună mai departe. Așa. Și asta a patra, nu mai avem acolo, este noutate, da? Nu e nicio legătură cu asta. Dar asta trebuie să aveți voi în minte, să știți bine ce înseamnă partea întreagă. Că e 5 la, de până în virgulă, partea stângă. Iar dacă e negativ, se mărește cu unitate, nu? Din cauza că vreau să facem partea fracțională, în număr pozitiv. Și cu asta e putem acuta de greșiții. Da. Ați făcut și aproximări și rotunjiri? Nu. Aduți-o. Aduți-o că v-ați trebuit. Eu rotunjiri. Da, da. Aduți-o voi pregătiți-vă pentru exerciții. Ne-am pregătit. Am făcut exerciții de rotunjiri. Practic. Eu răscut. Da, da. Chiar cum ca asta. Am urat. Asta. Ce? Copila și mură în gură. Să vedem. Uitați-vă și voi pe exerciții să încercați să aveți un punct de vedere. Da. Discuția să fie cât se poate de corectă, da? Ok.
Asta durează o oră. Camera asta poate să registreze o oră. Și la o oră opri. Bine. Da? Calculați. Exercițiul 13 la pagina 16. 13. De la pagina 16. Calculați 2x plus 4y minus 3z. 2x plus 4y minus 3z. Minus 3z. Așa, unde? X egal cu? Cu X egal cu? Partea întreagă are 6,4. Al 6,4. Plus partea întreagă are 5/2. 5/2. 5/2, da. Minus partea întreagă are 2, perioada 3. Cu partea întreagă. Plus partea întreagă lui minus 4/3. Partea întreagă lui minus 4/3. 4/3. Plus partea întreagă lui minus 3,01. Asta e X-ul. Asta e X-ul. Y este egal cu partea partea fracțională a lui 1,5 plus partea fracțională a lui minus 1,5 minus partea fracțională a lui 3/4 plus partea fracțională a lui minus 1 virgulă perioadă 3 minus 1 perioadă 3 minus partea fracțională a lui 2/3 și z egal cu partea întreagă a lui 2,71 plus partea fracțională a lui 3. Partea întreagă zise? Sau partea întreagă primul. Partea fracțională a lui 3,9 minus partea întreagă, întreagă. A lui 0, a lui minus 0,2 plus partea fracțională a lui 6 plus partea întreagă a lui minus 3 plus partea fracțională a lui 2/3 1 pe 10 Da, sunteți 3 și egal așa cum trebuie. Exact! E una la ultimul. Așa. X egal cu 6 plus 2 minus... Că 5 e părțină 3, 3, ceva, partea fracțională, partea... Exact, nu mai zic. Dar să nu se înțeleagă că e 2 de aici. 2? Da. Deci 5 împărțit la 2, 2,5 și partea întreagă este 2. Deci plus 2, minus AD. Minus 2. Minus 2. Plus 1. Plus, pardon, plus 2. Eu zic minus 2. Cât e 4 împărțit la 3? 4 împărțit la 3 este 1, deci 4 împărțit la 3 e 1, 1 minus 1 și virgulă ceva. Minus 1 și ceva. Minus 1 și ceva, dar partea întreaga lui minus 1 și ceva este minus 2. Nu este cât convins, așa. Deci 4 împărțit la 3 vine minus 1
virgulă 3 în perioadă și când mă desfacem vine minus 1, minus 0,3 în perioadă și minus 1, minus 0,3, partea întreagă este, cum am spus mai devreme, partea întreagă este minus 2. Da. Da? Deci minus 2, 2 minus 2. Da, acum iar minus 2. Minus. Iar minus 2, domnul profesor. Pe prima, a doua, a treia, a patra, ai. Aici sunt la. Da, nu, la patra. Aici, da. Aici, la. Deci am spus doi. Minus 2 și e din nou minus 2. Minus 2. Da. Da. Și e minus 4. Și acolo e minus 4. Corect. Da? E prins minus 4 e pare. Și egal cu? Și x egal cu. Și zi mă, 6 plus 2, zi mă, sau plus 2 minus 2, amulează ceva. Bă, o să-l. Păi zi mă, da. 2 minus 4 minus 6, 0. Deci x egal cu 0. Y, să zic că mi-e luat. Să facă tot de la lucru, pe care s-a ales. Y egal cu, e rămâne 0. Y egal cu partea fracțională de aia. A partea fracțională a 1,5. Cât e? Nu-i cu minus în fața, din aici îți faci calcul. Păi, 1,5 este un întreg plus 0,5. Și partea fracțională e 0,5. Păi ce mai stai? Când ești acasă? Plus. 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 Minus. Tu mi-ai mai ce zici? Da. Minus 0,5. De ce minus? Partea fracțională e un număr pozitiv. Plus 0,5. Plus 0,5, dar nu ăsta. 0,5 la completarea lui 0,5 ăsta. Corect. Că dacă ar fost, Mirona, dacă ar fost minus 1,4, cât ar fost? Adică, dacă ar fost minus 1,4, partea întreagă era minus 2, dar partea fracțională? 0,6. 0,6 completarea până la urmă. Da? Am doar am făcut asta. Deci ăsta este un număr negativ, insist. Un număr negativ. E minus 1, minus 0,5. Și partea întreagă se face minus 2. Iar partea fracțională îi rămâne 0,5. Partea fracțională rămâne 0,5. Îmi vine în minte un lucru. Când bărbat am la Brusilii, copiii, un copil îmi povestea cum învățătoarea avea pretenții de astea de memorare mecanică și foarte repede, până când sunt 7 ori, fac 56, trece un pic de timp. De ce părinții fac o presiune formidabilă asupra copiilor, încercând să vreau varianta să memoreze, dar atât soluții. Da. Ei văd un scurt timp care copilul să ajungă la nivelul la care sunt ei. Asta... Să mergem cu ideea și acum, că tava lucrurilor nu poți decât să o memorezi. 7-8-56. Da. 7-8-56. Dacă el să ajungă 7-8-56, trebuie să treacă multă vreme. Să repede mult. Și atunci, în timpul ăsta, el ne reușit să aibă așa ceva. Unii dintre copii, dacă de presiune cu părinților, reușesc, alții nu reușesc și el ieșea afară din clasă și ieșea să juca. Deci se dădea bolnav, învățătoarea vedea că el se schimba la față, pur și simplu. Răul vedea peste el, pentru că e starea de emoții și mă pune bine ce fac acum. Îl făcea ca să iasă din clasă. Și acum afară să mai juca, nu știu ce. Da. A făcut o legătură acum. Așa mai bine o legătură să fac. Bun. Dar eu scriu, să știți, nu pierde nimic. Da, înțeles. De foarte mult că putea să spună că nu răspunde sau știu să facă semn și eu mergeam mai departe, nu le spuneam. Hai, cine zice la următoarea? Deci aici este de da? Minus 1,5, care este 0,5. Deci plus 0,5. Acum. Minus 3,4 e 3,4 0,75 și e rândul la dreptul.
Deci, atenție, fii atent ce-ți face. Deci, 3 pe 4, atent, da, 3 pe 4 este egal cu 0,75, da? Iar partea fracțională, partea fracțională lui. Ei, cât e ea de partea fracțională 0,75? Partea fracțională 0,75. Cum sună că cu număr, bă, ce fel de număr este zorul? Pozitiv. Pozitiv. E număr 10 mar, n-are pas. 0,75. Păi ce stai ce îți mai va parte? Mă, super. Și ce se împune acum? 2. Unde suntem? A de aici, nu? Acolo, da. La minus 6 din față. Minus 0,75. Minus 0,75. Plus. E? Aici, aici. Eu rămân la tălăși pe tine. Da. 0 plus 7? În perioadă? 6, poate. Da, 6. Că 7 e în perioadă. Mm-hmm. Că e 3, oare 7? Că e... 1 minus... Da, acolo e 3, 6 e în perioadă. Și 1 minus 3, 0,6 în perioadă, nu? Ia să vedem, 0,6 în perioadă, da, cred că 0,6. 6 îl dau de calculatorul, dar el nu se termină. Da, el nu se termină. Dar e 6 în perioadă. 0,6 în perioadă, minuna, da? Da. Se face nou acela, dar ei se întâlnesc, desfac cele 10 de tocmai la infinit. Exact. 2 împărțit la 3, 0,6 în perioadă. Unde suntem, mă? La ultimul. 2 împărțit la 3 este... Adi, s-a lăsat 3 și mesajul și pe tine. Corect. Deci 2 pe 3, partea fracțională este... 0,6. Iar... Nu, asta e 0,6 0,25, am făcut ieșiția. Dar, l-am aflat și pe Y și acum s-a aflat pe Z. Z egal cu 2. Și acum Z egal cu 2. Așa este, da? 2 cu mirul mai este. 0,9. Plus 0,9, corect. Minus. Mai plus. Dar știu că e minus și o să stau paranteză. Te schimb paranteză rău unul de... Minus... 0,8. Miruna. Da. Miruna. Minus 0. Atenție, Miruna. Plus 0. Miruna. Mai bine. E minus 1. Minus 1. Atunci partea întreagă. Da? Partea întreagă. Și ai se duce în stânga cu 1, minus 1, minus 1, ca să înțeleagă toată, așa, minus 1, plus... Plus 0. 0, da, de acord. De ce 0? Pentru că nu are... 10 mani. Nu are 10 mani. Plus... 3, sigur, că dacă este numărul 3, îi dau chiar cât este el acolo. Așa. Și 2,1, deci plus... 0,10. 0,1. E o zecime, nu? Da. Deci 2 în 3 și o zecime. Da? Deci plus 0,1. Și e egal cu? Și e egal cu 2,9 plus 0,1. O să fie 3. Deci 2,9 și cu plus 1. Plus 1 aici, nu? Plus 1 minus 3, minus 2.
Plus 1, minus 3, minus 2. Da, deci 3 minus 2. Și la ce? 2 plus 9 plus 0 plus 1, 3. 0 plus 1 plus 0 plus 9 face 1, nu? Hai să urmăm pe asta. Da, plus 2. Plus 2 fac 3, 3, 3 minus 3 fac 0 și da? Plus 1. Da. Da? Plus 1. Și voi ce l-am aflat pe x, y și z, hai să ne aflăm expresia. 2x plus 4 egal. 0, 0 plus 4 deci 2x plus 4 y. 3. Plus 4 y minus 3 z. Este egal cu 2, 2 ori 0, nu? Plus 1. Plus 4 ori 0, 25. 0, 25. Și plus minus 3z, da? Minus 3. Ori 1. 0, 1, minus 3, minus 2. Da? E bine? Minus 2. Da. Asta e valoarea expresiei. Adică, hai să decapturăm, să vedem unde e anume n-am mers. Frumos. Frumos. Au fost câteva capcane, nu? Aici, aici ați bântuit-o, partea întreagă cu minus 0,2 face minus 1. Da. Tu ai zis undeva că habar n-ai? Acolo, la minus 1,2. 3 pe 4, partea fracțională lui 3 pe 4. La cealaltă parte, nu a fost la cealaltă, minus 1,2. Așa și aici. Dar și la 0,75 ai zis că habar n-ai și la 0,75, partea fracțională. Da? Deci, un pic mai atent, dar oricum, e bine. E bine, da? E bine. O să mai lucrăm de casa, chiar bine. Foarte bine. Da, mai avem. Bine, bine, mai avem de temă, da. Atât, 13 s-a terminat. Poate și bine. Deci, ăsta a fost cât? 13. Nu avem 14 de ani. Poate, nu. 17. A zis că e... Nu contează mai, e concentrat-vă cu ce avem mai făcut aici. Ce da poate vă? Așa că nu e pentru el. Da. Hai să vedem. Încatrați fiecare din numele de mai jos, între două numere întregi consecutive. Amic. 1,2. 1,2. Să-l încadrăm între două numere întregi consecutive. Hai și doi. Înțeleg și doi. Deci 1,2 e dublu. Sunt între două numere consecutive. Între partea sa întreagă, partea întreagă a lui 1, care este 1, și partea întreagă a lui plus 1. Adică între 1 și 2. Deci am aplicat aici în culise ca să înțelegem. Partea întreagă, numărul X este cuprins între partea sa întreagă, da? Partea întreagă și partea întreagă a lui X, mărită cu 1. Da? Partea întreagă lui este mărită cu 1. 1B. 1,2. 1,2. 1,2. 1. E mai mic decât 1,2 și mai mic decât 2. Mai mic decât 2. Deci între 1 și 2. Între 2. Ce? Minus 4,3. Minus 4,3. Adică. E minus 5, minus 4,3. Așa, minus 4,3 și respectiv minus 4, da? Da. Între minus 5 și minus 4. B. Minus 4, perioadă 5. Minus 4, perioadă 5. Minus 5, mai mic decât minus 4, perioadă 5, mai mic decât minus 4. E. Așa, minus 4. 3 radical din 2. Cât? 3 radical din 2. 3 radical din 2. Putem să-i traducem radical din 2, doamnă profesoră. 3 radical din 2, da. Putem să-i traducem 3 și 1 radical? Putem să-i traducem. 3, 9, 9, 2, 8, 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 2,4, 1, 1, ceva, da, și atunci... Deci, e la aproximativ, să zicem,
cu 3, înmulțit cu 1,41, 141, și faci la mulțire egal cu 3,13, 3,412, 3,314, 4,23 aproximativ. Și acest 4,23 adică partea întreagă. Deci, între care întregi? 4,5. 4 e mai mic decât 3. Decât 3 radical. 4, 2 și mai mic decât 5. Și mai mic decât 5. Da? Iată că am rezolvat și asta. Minus 2 radical din 5. Minus punctul F, da? F, da. F. Minus 2 radical din 5. Să vedem cum trebuie. Aproximativ egal. E minus 4,47, sigur. Minus 4,47. 7,2,1, fine, aproximativ. Minus da, 4. Da, da, da. Cu 20 mai de ani. Da. Și atunci avem minus 5. Deci, înseamnă că minus 5 e mai mic decât minus 4,47. Și mai mic decât minus 4. Și mai mic decât minus 4. Da? Deci pe porțiunea asta între minus 4, minus 5 și minus 4. Radical din 2 plus radical din 50. Radical din 2 plus radical din 50. Ia să vedem soluțiile. Ia uitați. Da, deci pe partea asta. Da. E o oră și șase. Ia oprim. Oprim? Opresc, da?